Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Astăzi suntem și pe Angelus TV. Iată, cu mare bucurie, prima emisiune Interviul săptămânii este transmisă pe această platformă, Angelus TV, așa cum v-am obișnuit, bineînțeles, și pe canalele RCIS Media. Vă spun bun venit și vă previn că invitatul de astăzi este unul cu care de mult îmi doresc să am un dialog, un dialog de suflet, așa cum zic eu că v-am obișnuit. Cel cu care astăzi stăm de vorbă este excelența sa, preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. Preasfințite, bun venit la emisiunea Interviul săptămânii. Bine v-am găsit. Acum că sunteți episcop, s-au schimbat cumva lucrurile și nu știu dacă în momentul în care vă pregătiți să mergeți undeva, fie că vorbim despre o vizită oficială, fie că vorbim poate de o vizită la un prieten pe care îl aveți, cred că aveți cumva nevoie de o altfel de analiză. Spuneți-mi care este gândul dumneavoastră atunci când ieșiți din camere și plecați undeva. S-a schimbat ceva din momentul în care ați fost consacrat episcop? Cu siguranță s-a schimbat faptul că am fost consacrat episcop. Este vorba de o altă misiune și cu siguranță este o consacrare specială. Iar mi-amintesc că duminica trecută Părintele Iosif Dorcu, la predica de primiție din satul Săbăoani, folosind exemplu unui episcop care a consacrat un episcop auxiliar, i-a dat sfaturi, se cheamă episcopul Eduard, și a spus că primele 3 săptămâni trebuie să stea în fața oglinzii și să-și repete mereu: sunt episcop, sunt episcop. Dar cred că are dreptate. Sunt zile în care eu trebuie să mă obișnuiesc cu această nouă slujire, slujirea episcopală, și cu siguranță mă ajută și cei pe care îi vizitez, că sunt prieteni, că este vizită oficială, pentru că ceilalți privesc altfel și cu siguranță au această credință că prin consacrarea episcopală s-a schimbat mult. În mod cert, cei cu care interacționați acum au alte așteptări de la excelența voastră. La ce credeți că se referă aceste așteptări? Ce așteaptă acum dieceza de Iași și chiar România de la excelența dumneavoastră? În primul rând, așteaptă să trăiesc ceea ce predic, pentru că întotdeauna autoritatea de episcop, așa cum se spune în Evanghelie despre Iisus, că vorbea cu autoritate, autoritatea lui Iisus venea tocmai din faptul că ceea ce spunea, punea în practică. Contrar atitudinii lui Iisus, erau farizei și cărturarii care spuneau, dar nu făceau. Și atunci, sigur că eu mă rog lui Dumnezeu și vreau ca tot ceea ce predic să pot să și trăiesc. Și atunci, cu siguranță, autoritatea de episcop este vizibilă. Inevitabil mă gândesc că în activitatea pe care ați avut-o până la momentul în care ați fost numit și consacrat apoi episcop, ați pregătit, în calitate de paroh, vizite ale episcopilor, nu? În parohia pe care o aveați atunci în păstorire. Ce le transmiteți parohilor atunci când vorbim despre o viitoare vizită a preasfințitului Sescu într-o parohie? Pentru că eu îmi închipui un preot paroh stresat, preocupat și agitat, știind că va veni episcopul în parohie, totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie pregătit, astfel încât, bineînțeles, episcopul să fie primit bine, credincioșii să simtă acest moment de sărbătoare. Ce nu vă doriți să facă un paroh care îl va aștepta pe preasfințitul Sescu în vizită pastorală? Ați intuit foarte bine acest aspect, pentru că suntem oameni și, sigur, noi respectăm autoritatea episcopului, care, sigur, împlinește această slujire în numele Domnului. Și, într-adevăr, prezența în parohie este o bucurie, în primul rând, dar, sigur, că este și această preocupare de a încerca să fie totul bine pus la punct. Și, de multe ori, această preocupare poate umbri bucuria prezenței păstorului în parohie. Și atunci, sigur că eu recomand tuturor preoților să mă considere că am fost și eu preot, ca și ei sunt mai departe preot, care am fost paroh și înțeleg foarte bine că pot apărea anumite limite, scăpări, care sunt firești, sunt umane și nu în ceea ce înseamnă perfecțiune totală, înseamnă bucuria întâlnirii cu comunitatea, ci poate lăsând un pic pe planul 2 aceste preocupări exagerate, să încercăm să facem așa o întâlnire de suflet cu părintele paroh și cu credincioșii parohiei. Iată, acești parohi despre care am vorbit, cât și alți preoți vicari, preoți din parohie, credincioși, persoane consacrate, au participat cu mare bucurie pe 11 noiembrie la momentul istoric, îi spun eu, pentru dieceza noastră, și anume consacrarea episcopală. Și vreau să vă întreb, din toate acele clipe extrem de frumoase la care în mare parte cu toții am asistat, ce v-a rămas foarte aproape de suflet? Pentru că
Știu că ați avut și acea pregătire dinainte, ați avut și acea întâlnire cu familia și primiția despre care ați vorbit mai înainte, dar cu siguranță au fost câteva momente care v-au marcat și care vă vor însoți de acum pe acest drum al episcopatului. Dar pot să spun că întreaga celebrare a fost extraordinară și faptul că eram conștient că este un moment total deosebit pe care, sigur, nu l-am așteptat, dar m-a surprins. Atunci, chiar de la intrarea în biserică, așa cântecul de orgă și vocele înălțate spre Dumnezeu m-au făcut să intru în această solemnitate a celebrării. Și apoi, imediat ce am intrat în catedrală, prezența unui număr foarte mare de preoți. Nu mă așteptam, înțeles că au fost cam 260 de preoți, un număr impresionant pentru mine. Mă așteptam să vină câțiva prieteni, colegi, nu chiar un număr atât de mare. Eu zic, pentru mine a fost așa un act de curaj și de încredere, pentru că, iată, nu sunt singur, preoții sunt împreună cu mine, se bucură împreună cu mine, se roagă împreună cu mine și atunci cei cu care va trebui să colaborez sunt prietenii mei. Și ăsta a fost aspectul de la intrarea în biserică, în catedrală. Apoi, sigur, când au urmat acele momente de pregătire pentru consacrare, totul a fost foarte frumos, corul atât de înălțător, cântecele. Apoi, urcând la altar și privind spre popor, am avut ocazia să văd credincioși din parohia unde am activat, Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași, familia și credincioși din Săbăoani, credincioși din Bacău și, sigur, din alte comunități, pe unde din Iași, la catedrală, unde am lucrat 7 ani de zile în cadrul curiei episcopale. Și sigur, toate aceste fețe luminoase și surâzătoare, toate acestea, sigur că îmi dădeau curaj și bucuria trăirii acelei celebrări speciale. Ziua consacrării a fost cumva un moment prielnic pentru a parcurge așa prin amintiri tot ceea ce ați trăit până în acel moment al consacrării, practic tot ceea ce v-a format, tot ceea ce ați devenit, toți oamenii pe care i-ați întâlnit. Ați simțit în acele momente că vă trece viața prin fața ochilor, așa cum se spune? Poate atunci n-am avut momente de a mă întoarce în trecut, ci poate aceste momente au fost cu siguranță în timpul pregătirii pentru această celebrare. Am avut o săptămână de exerciții spirituale când părintele profesor Alois Bulai mi-a fost alături, m-a însoțit cu cuvântul său inspirat din Sfânta Scriptură. Am avut momente de tăceri, momente de reculegere, momente când m-am rugat mai mult, ca de obicei am avut timpul special destinat pentru această pregătire și atunci sigur că am avut această frumoasă posibilitate să fac un trecut de 30 de ani din urmă al preoției mele și să văd cum m-a călăuzit Dumnezeu prin serpentinele vieții și de câte ori Dumnezeu m-a surprins într-un mod atât de neașteptat și în același timp Dumnezeu mi-a fost alături și mi-a dat curaj și putere, ceea ce mă făcea să merg cu încredere mai departe în această provocatoare misiune, dar am acceptat-o cu încredere și chiar cu bucurie, având experiența celorlalte numiri și având convingerea că Dumnezeu va sta aproape. În mod cert, până în acest moment, evenimentul consacrării este cel mai important din viața excelenței voastre, dar până a ajunge la această consacrare au fost momente înălțătoare care v-au rămas cu siguranță în suflet. Dacă e să ne raportăm atât la copilărie cât și la adolescență și mai apoi viața de preot, ce evenimente vă amintiți în mod deosebit din viața excelenței voastre? Cred că momentul care m-a surprins cel mai mult și a fost în anul 1983, când, după multe preocupări, era această dorință din interior care venea pentru a ajunge preot. Voiam cu tot din adinsul, nu știu de ce, este misterul vocației. Este un lucru extraordinar când simți că Dumnezeu are un plan cu tine. Și vedeam aproape imposibil acest parcurs, pentru că numărul locurilor pentru seminar erau foarte mic și mai mult decât atât se primea la un anumit număr de ani, la 3 ani, la 4 ani. Când am terminat clasa 10 și aș fi vrut să intru pentru clasa 11 la seminar, nu s-a dat examen. Deci am fost nevoit să mă pregătesc, făceam liceul de matematică fizică din Roma, liceul Roman Vodă, era nevoie de o pregătire destul de serioasă. Dumnezeu m-a ajutat și am luat examenul la treapta a doua, apoi am dat și bacalaureatul și s-a dat examen pentru clasa 10-a. Erau doar 7 locuri. Candidații erau foarte mulți, erau peste 100. Și sigur că era această dorință, dar și teamă în același timp. Cum poți să ai această
capacitate de a intra în seminar mi se părea destul de greu. M-am rugat mult atunci, m-am rugat, mi-amintesc, Doamne, dacă crezi că eu te pot sluji ca preot, ajută-mă să reușesc. Niciodată nu m-am rugat, Doamne, vreau să fiu preot. Dacă. Și după ce am fost aleși 29, iar apoi pentru a doua zi am rămas și din cei 29 ales 7, când mi-am auzit numele, vă dați seama, pentru mine a fost cea mai mare bucurie, pentru că efectiv viața mea se schimba radical. Și cred că de la această bucurie au venit și următoarele, și următoarele evenimente pe care vreți să le menționați acum. Exact, exact. Dar vreau să menționez un fapt, că venind acasă, m-am întors cu trenul și gara din Săboane este în afara satului, sunt cam 2 km și ceva până acasă. Mi-am amintesc că așa era o vară frumoasă și după amiază, eu parcă simțeam că frutesc ajungând acasă. Sigur că această bucurie a fost de scurtă durată, pentru că la 3-4 săptămâni mi-a venit ordin din corporare. Și ceea ce este mai trist, cel care era reprezentantul centrului de incorporări a venit, m-a chemat la sfatul popular și mi-a spus, întrucât am liceul, ori școala pe care vreau să fac este pregătitoare în vederea Institutului Teologic, atunci mi-a spus, faci întâi datoria față de țară, faci armata 1 an și 4 luni, apoi școala de pochi de 7 ori, dacă vrei. Știu că a rămas așa, vă dați seama, ca un balon care era umflat și deodată m-am văzut fără răsuflare. Mi-a spus, nu se poate. Ba, am început drumurile la Iași, la Săboani, tot felul de intervenții și nu am reușit să intru în seminar. Am făcut armata 1 an și 4 luni, dar aici este un lucru cel mai așa miraculos pe care Dumnezeu îl are în vedere cu cineva. Trebuie să te încredințezi, să te abandonezi lui, pentru că el, de fapt, urmărea dorința mea să ajung preot. Și am ajuns preot înaintea colegilor mei cu care am reușit. Chiar dacă această armată cumva m-a ajutat, bandera ea de la drumul inițial. Da, m-a ajutat. Eu am avut armata 1 an și 4 luni, colegii mei au făcut 2 ani de pregătire. Eu am venit din armată, am dat examen din nou pentru anul întâi, iar ei au mers în armată. Și am spus cât de misterios este Dumnezeu și cât de frumos lucrează Dumnezeu în viața celui care, sigur, are încredere în el. La momentele de fericire absolută despre care vorbeam mai înainte, cu siguranță se adaugă și momentul consacrării ca preot, care a fost la Roma. De ce la Roma? Și iată, ați fost fericit că cel care v-a consacrat a fost chiar Papa Ioan Paul al II-lea. Care este povestea acestei consacrări? Cum ați ajuns acolo și de ce Roma și nu, așa cum suntem obișnuiți, Iași, catedrală eventual? Da. O altă surpriză din partea lui Dumnezeu, care este total nemeritată. Mi-amintesc că eram deja diacon și părintele rector de atunci, Aurel Perc, înalt preasfințitul de astăzi, arhiepiscop și mitropolit de București, a venit pentru că preda morala și ne-a spus, iată, Papa Ioan Paul al II-lea vrea să sfințească 2 preoți în San Pietro. Și noi, cum eram 8 candidați care urma să fim consacrați preoți, a spus 3 de la București, 5 de la Iași. Atunci unul și unul va fi cel care va trebui să meargă însoțit de 5 din familie la Roma pentru a fi consacrat preot în data de 26 mai 1991. Sigur, a fost o știre care ne-a lăsat fără răsuflare și a spus, nu-i nimic, mergeți în recreație și când veniți înapoi vom continua subiectul. M-am dus în capelă și m-am rugat. Doamne, eu sunt foarte mulțumit că sunt diacon și în curând voi ajunge preot. Pentru mine nu-ți cer să fiu eu cel care să merg la Roma, dar dacă tu crezi că vrei să le faci un cadou fraților mei, pentru că eu am rămas orfan de tată de la 14 ani și frații mai mari m-au susținut și financiar și m-au ajutat pe acest drum al formării preoțești, dacă vrei să le faci un cadou lor, atunci ai în vedere această cerere. Dar nu că eu vreau neapărat să ajung acolo. Și semnul că Dumnezeu a vrut cu adevărat a fost când ne-am întors la cursuri, a venit din nou părintele rector și ne-a spus cum facem? Avea 5 bilete albi, 3 bilete roz. Și acolo scria în 4 bilete, respectiv 2, 24 iunie 1991 Iași, 26 mai, pe cealaltă 2 bilete Roma. Și atunci unul dintre colegi a spus, păi tragem în ordine alfabetică. Și am început la Baciu și așa mai departe. Eu eram cu litera S, Sesco. Și eu n-am trebuit să aleg un bilet, mi-a rămas acel bilet și sigur că l-am deschis și am citit 26 mai, vă dați seama, deodată bucuria parcă nu putea să se încapă în sufletul meu, era prea mare, și apoi bucuria când am mers și le-am spus
fraților și mamei că vor avea această șansă. Era după 90-91, era ceva extraordinar. Inechipuit, ca să mergi, să ieși din țară, să ai pașaport. Era un lucru cu atât mai mult să ajungi să fii lângă... Părinte Papa. Da, era un lucru extraordinar. Cine au fost acele 5 persoane care v-au însoțit? Haideți să le numim. 5 persoane au fost mama, în primul rând, după aceea au luat frații, cel mai mare, până la unde a ajuns. Până unde a fost norocul, nu? Și a fost norocul, pentru că s-a făcut o excepție și a venit și al șaselea. Am pentru înțeles. Că, da, îmi amintesc că Dumnezeu să le avem o frate care... Sigur, s-a bucurat extraordinar, dar fratele mai mic ar fi vrut să meargă și el. Și atunci, cumva, vrând să-l descurajeze pe cel mai mare, care, sigur, era un credincios obișnuit, i-a spus, dar tu crezi că acolo să mergi la Roma, în excursie? La distracție? Tot pelerinajul, Sfânt Rozariu, rugăciune continuu. Și zice, foarte așa, convins unii. Și dacă îi se stau în genunchi, tot mă duc. Tot mă duc și mă renunț. Da, dar a fost foarte frumos. Da. A fost așa niște câțiri extraordinare. Am avut ocazia, și aici vreau să-mi amintesc cu mare bucurie de regretatul părinte Anton Budău, care a predat un an la seminar și acum își perfecționa studiile, finaliza studiile la Roma, a fost un înger păzitor pentru noi, rupând din timpul liber, dar mai ales pe monsignorul Anton Lucaci, care ne-a primit, ne-a asigurat cazarea la colegiul vietnamit, apoi ne-a însoțit în catacombi, am avut ocazia să vizităm obiective importante din Roma, adică erau atât de multe noutăți încât a trebuit să fie timp ca eu să le pot derula și să le pot retrăi. A fost momente extraordinare. Deci daruri din partea lui Dumnezeu. Până la acel moment ați mai fost plecat din țară? Niciodată. A fost prima ieșire. Prima ieșire. Și prima ieșire care m-a impresionat atât de mult când am intrat în Italia, bine, nu, și părintele Pavel Chelaru, care ne-a însoțit, el era cel care conducătorul auto, în grupul nostru era un alt microbus cu părintele Adrian Poporuță, colegul meu pentru București. Și am intrat și m-a trimis să vorbesc că dacă drumul spre Roma este cel care merge înainte, puteți să nu la dreapta, la stânga, deci erau autostrăzi, erau toate marcate. Și m-am dus și, așa, cu oricare emoție, am văzut că era un polițist. Avea sediu de poliție acolo, într-o parcare destul de generoasă. Eu cu limba italiană, un pic mai timid, sigur m-am adresat așa cum am știut eu și el foarte zâmbitor, prego, prego, mă poftește înăuntru acolo, când am intrat în sediul poliției, la noi când mergeai la poliție, vă dați seama. Nu era de bine, oricum. Era de bine, da. Și când am intrat, am văzut crucifixul cu flori proaspete. Am rămas fără cuvinte, n-am știut ce să cred. Și sigur, dacă ce ocazie mergi la Roma, dar așa, foarte prietenos, foarte amabil, tot înainte, autostradă, foarte, foarte. Deci primul contact cu Roma a fost acesta. Și într-adevăr, apoi parcările, curățenia, totul, supermercatul, magazinele astea mari, nu mai spun, obiecte religioase, nu aveam iconițe la noi în România, erau așa lucruri când cea mai mare comoară ca ministrant era să primesc o iconiță din partea unui preot. Am văzut acolo tot felul de iconiții cu toți sfinții și rozare și lucruri nemaipomenite, adică toate au fost așa, au creat așa un cadru extraordinar de neuitat, de vis. Preasfințite, vorbiți foarte frumos despre familie, v-am auzit și la consacrare și la emisiunile la care ați mai fost și iată și acum atunci când vorbiți despre familie, simt că sunteți foarte legat de tot ceea ce înseamnă acasă, de tot ceea ce înseamnă Săbăoani și de ceea ce v-a format până la urmă ca om. Care este prima amintire pe care o aveți ca și copil? Știți că se spune că amintirile sunt de undeva de pe la 3 ani, primele amintiri. Acum la fiecare diferă în funcție de ce are în minte. Ce vă amintiți ca prim moment din viața copilului Sescu? Da, mi-amintesc cu bucurie de acest climat al familiei noastre, care într-adevăr era extraordinar și spuneam și la primiții cu referință la 3 frați, sora mai mare și cei 2 frați mai mici decât mine, cum ar fi fost copilăria mea dacă n-ar fi fost ei, cu siguranță ar fi fost mult mai tristă. De ce? Pentru că găseam tot felul de jocuri. Aveam în sat unde se locuiesc, vis-a-vis este liceul, iar liceul avea un teren foarte mare. Acolo era paradisul nostru, alergam, făceam tot felul de jocuri, tot felul de zmei din, cu smoală, cu placaj, le dădeam drumul sus, pe cer, erau lucruri deosebit extraordinare. Sunt multe, deci acest climat frumos, plăcut în familie, în familie ne rugam împreună, în familie luam masa împreună, vă dați seama, luam masă cu 9 frați și cu părinții, sunt amintiri foarte frumoase și mâncarea era mai bună, era extraordinară și admir așa înțelepciunea părinților care în acele condiții destul de grele, deci cum i-au luminat Dumnezeu și cum i-a ajutat să nu ducem lipsă de nimic, am avut totdeauna strictul necesar, nu a fost lux. Lua poate o haină de la un frate mai mare, o purta fratele mai mic, dar era curat, era îngrijită
și necesarul pentru viață a fost întotdeauna pentru viață demnă, viață decentă. Apoi frații care erau mereu grijulii, spuneam de sora mai mare, care după ce a terminat liceu a făcut o școală de contabilitate și s-a angajat la sediul CAP-ului contabil. Apoi a făcut sigur facultatea, dar grija era să lase bani în casă pentru toți, să intra în bugetul familiei, ca să avem toți necesarul pentru... Ca toți să ajungă la pâinea lor, cum se spunea exact, pe și acele vremuri. Deci aici admir înțelepciunea părinților, cum a știut să-i formeze în acest fel, pentru că ei să fie atenți față de ceilalți și iarăși la rândul lor și la sfârșit și copiii față de părinți când era nevoie. Și mi-am amintesc de fratele Adrian, care eu când am terminat clasa 8, el a terminat facultatea. N-a făcut o oră de pregătire, era un lucru extraordinar să ajungă și a terminat și comedie frumoasă, profesor la Roman, și mi-a spus, tu trebuie să faci liceul la Roman, nu rămâi la Săbăoani, deși era foarte comod pentru mine să traversez strada și să merg la școală. A spus, nu mergi la liceul la Roman, dar nu la liceul unde sunt eu, pentru că nu vreau ca să fii invidiat de alții. El de totdeauna a fost, parcă l-a simțit foarte aproape, de când a mers în armată. Știu, în liceu, de exemplu, el mergea și lucra pe litoral, pentru ca să aducă un bani în familie, în casă. Și venit pe litoral, venea cu tot felul de obiecte care pentru noi erau frumoase, erau surprize. El, ca să ne motiveze să învățăm bine la școală, mi-a spus, dacă tu iei premiul întâi, eu îți voi cumpăra o trotinetă. Nu era o afacere, un cap de țară, dar în sat nu era nicio trotinetă. N-am văzut până atunci trotinetă. Cred că era 50 de lei o trotinetă pe vremea aceea. El a făcut economii din bursă și, într-adevăr, vara a venit cu o trotinetă acasă. Bă, dar se-au ținut deja acum albastră, cu era cu un cui care... Era, cine era ca mine? Eram, deși săraci într-o familie minecăcită, dar aveam o trotinetă care pentru mine a semnat foarte și mult. Mai ales o trotinetă care a fost cumpărată cu sacrificii. Și mai ales cu multă, multă dragoste. Exact. Dar bănuiesc că toate aceste lucruri pe care părinții vi le-au inspirat n-au fost mereu cu vorbă bună, pentru că, bineînțeles, ați fost copii, ați avut obrăznicii, ați avut isprăvi. Care erau metodele lor de corijare pe acele timpuri? V-au mai dat cu vărguța, cum se spunea pe atunci? Da, și aici este interesant și am admirat acum, cu mintea de acum, cum în familie exista această complementarietate. Tata era fost în războiul al doilea mondial, a fost până la cotul Donului, s-a întors acasă bolnav. Eu l-am cunoscut pensionar, pe caz de boală. Mama era robustă, mama muncea mult, mergea la CAP, lua două norme ca să poată să aibă necesarul pentru copii. Noi, în timpul cât îi făceam lecțiile seara, dimineața o ajutam la câmp și s-au ajutat unul pe altul, adică pentru noi tata era mamă și mama era tată. Tata, eu nu mi-amintesc să mă fi lovit vreodată, adică tata era așa o bunătate întruchipată. El făcea mâncare, era acasă cu noi. Mama avea această capacitate, sigur, și intelectuală deosebită, era prima din școală și la nivelul clasei a șaptea, cât învățase ea, nu se exista. Nu-i verifica la sânge tot ce aveam, teme, lecții. Și o admir, venea târziu toamna de la câmp, cu traista în spate, poate și câțiva ștuleți de porumb, ca să, așa, și pe jos, 2-3 km după o zi de muncă, și când vine acasă, prima dată, ai avut extemporal la istorie. Cine o să ți-a pus? Tu la matematică teza. Cât și nu încurca niciodată, cu toate că erați o familie numeroasă. Niciodată, totdeauna deci a avut această capacitate de a face de toate, deci a și verifica și vin poate mai puțin timp cu noi, atunci era un pic mai categoric și trebuia să fie cineva cu autoritatea care să ne ajute. Da, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că toate au fost așa cu echilibru și toate ne-au ajutat. Când te dă un părinte, crește. Da, cred că am primit și eu așa câte o corecție, dar sigur că m-a ajutat. Privind în urmă Cârcotaș, așa cum a fost copilul Petru Sescu? A fost un copil mai liniștit sau cu tendințe de obrăznicie? Eu eram exteriorizat mai ușor, de exemplu, dacă luam o notă bună la școală, de la poartă, strigam în gura mare, ca am luat 10. Fratele mai mic era un pic mai interiorizat. El găsea lucrarea în geantă, tot 10, dar fără să spună. Și sigur că... Da, cum să spun, eu am fost un copil normal, un copil obișnuit și cu buni și cu rele. Da, faptul că am fost aproape și fizic de biserică, suntem la 100 de metri distanță de biserica din Săbăoani, care era atunci singura, de mici am fost educați în această frică de Dumnezeu. Îmi amintesc că aveam vecini
de casă, profesori, chiar mi-a fost diriginte, domnul Corneliu Juncu, iar soția doamna profesoară, Florea Juncu, era profesoară de română. Și fiind că el știa că suntem credincioși, când plecau de acasă în concediu, ne lăsa cheia de la casă pentru ca să avem grijă, aveau câteva păsări. Și odată venind din concediu, ne-a chemat, ne-a invitat să luăm masa împreună. Iar mama ne-a spus, voi sunteți într-o familie mai modestă, nu intrați în casă, iau covoare pe jos, fiți foarte atenți și nu intrați în casă. Dar cuvântul era sfânt când îi spunea ceva și mai ales eram și educați în credință. Porunca lui Dumnezeu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și după aceea am aflat că noi nu s-o părut firesc, a spus, nu intrăm în casă, am mâncat afară. Și când a venit mama de acasă de la câmp, domnul profesor a venit direct acasă și a zis, doamna Sescu, cum ați educat acești copii? Cum de n-au intrat în casă? Dar a spus, dar mama nu vă vede, eu nu spun la nimeni. Nu, dacă a zis. Era această autoritate și noi o respectam, pentru că era autoritate care venea și din credință. Și sigur că ne-a ajutat să creștem așa în această dublă. Și respect, dar și credință. Gândindu-vă la chipul mamei excelenței voastre, cu siguranță au fost mii de povețe pe care vi le-a dat, dar trebuie să fie ceva mai aproape de suflet care v-a rămas și care vă călăuzește pe drumul pe care îl urmați. Ce cuvinte ale mamei vă amintiți în mod special? Eu mi-am amintit un lucru curios. Când tata era atât de entuziasmat, că eu de mic fiind clasa a doua, a spus, eu vreau să fac preot, tata jubilat de bucurii, părinții lui meu, el tot timpul și când a murit, deși eram clasa a noua, a spus, mă rog, ca Dumnezeu să-l ajute să ajungă preot. Și atunci bucuria aceasta lui pentru mama era un semn ca nu cumva să merg la seminar pentru a-l bucura pe tata și nu pentru că eu sunt convins. Și chiar atunci când mai discutau între ei și cântat așa public, spunea, ce bine că merge la seminar, se face preot. Atunci mama așa cu limbașul ei popular, băi, frânț, ia lăsă băiatul în pace. Tu ce nu te-ai făcut preot? Dacă îți place așa de mult. Exact. Fa Margareta, uite că nu... Deci, dar ce înțelepciuni. Deci, nu că ea n-ar fi fost de acord, nu că nu s-ar fi bucurat. Da. Dar atunci a găsit să facă echilibru. Să nu fie o presiune. Să nu fie o presiune, da. Și asta a fost foarte... Am admirat această capacitate de a merge atât de profund în toate alegerile. Practic e o psihologie nestudiată. Exact. Dacă e să vorbim despre părinții noștri din acele timpuri. Și grija, mi-amintesc, ce grijă aveam, eram în clasa 10-a și eu tot stăteam preocupat, băi, se dă, nu se dă examen la seminar. Și am aflat în final că nu se dă examen la seminar. Și noaptea pe la 3, ce voi face eu dacă nu voi reuși la examenul de treaptă? Dar după aceea, ce se va întâmpla? Trebuie să te angajezi, faci profesională. Și preocupat, știu că era noaptea pe la 3, plângeam. De emoție și stres. Și emoție și preocupare. Un copil de 16 ani, sigur, era preocupat. Ce va face? Câtă grijă avea mama, cum a simțit. Și nu uit acele cuvinte când a venit și m-a încurajat. Las că o să aibă Dumnezeu grijă, tu trebuie să stai liniștit. Că... Da, cuvinte și amintiri frumoase. Preasfințite, știu că atunci când erați la Bacău, ați cerut să vă îngrijiți de cei din pușcărie. Era oarecum un pionerat în acest domeniu, nimeni nu se mai ocupase, dacă nu greșesc, de această zonă. De unde v-a venit această idee și cum a fost acest contact cu oameni poate mai puțin doriți de societate și cu siguranță condamnați nu doar de instanțe, ci și de cei de lângă ei? Da. Dar mi-am amintit cu mare bucurie de această activitate în penitenciar. Era la fel o dorință de-a mea pe care, știu, s-a trezit în sufletul meu la clasa 5-a, când datorită unei cărți primite de la un seminarist mai mare, nu erau cărți ca acum cu edituri, dar erau cărți bătute la mașină, uneori chiar și în 12 exemplare. Și vă dați seama cât de greu era să citești, că era exemplar 1, 2, 3, 4, și ca să poți citi mai ușor. Când veneau primele exemplare, era o plăcere să citești cartea, dar când era partea spre al 10-lea exemplar, al 11-lea, trebuia să fii foarte atent, să intuiești cam ce ar însemna acolo. Așa am citit cu mare bucurie și mi-amintesc și tata așa de bucuros era când eu povesteam ce scria în cartea despre viața Sfântului Ioan Bosco, un tânăr care a trăit în nordul Italiei, aproape de Torino. A murit în 1888, a fost un părinte al copiilor săraci, al copiilor străzi și un asistent spiritual pentru deținuți.
Și pentru mine atunci, la vârsta aceea, știu eu, 75-76 ani, nici nu puteam imagina să fii cineva, mai să ajung preot și apoi să pot să merg în penitenciar. Dar în suflet am colțit această dorință. Dacă este să ajung preot, vreau să ajung preot ca Ioan Bosco. Și a venit și Dumnezeu parcă mi-a ascultat, iar din nou, mi-a ascultat această dorință neexprimată concret, dar gândul, inima mergea spre această direcție. Și când în 91 am primit misiunea, slujirea de a merge la Bacău, am rămas așa șocat. Eu sunt de la țară, Bacău era un oraș mare, ce voi face o față, cum voi reuși să-mi împlinesc misiunea acolo? Și de fapt Dumnezeu mă pregătea pentru, sau mi oferea tot ceea ce era de fapt în sufletul meu. Să lucrez cu copii orfani, cu bătrâni de la zil, cu deținuții, familii sărace, lucruri extraordinar de frumoase, pentru că am învățat caritatea din familie. Și acum era bucuria de a face și o caritate cu dar alții. Dar trece la fapte. La fapte, exact. Cu de penitenciarul deja s-a început cumva de câteva luni de zile, mergea câte un preot, iar părintele decan, Dumnezeu să-l fericească, Ierdeș Ștefan de la Bacău, cu care iarăși la fel am avut o colaborare extraordinară și pentru mine a semnat temelia vieții preoțești cei 3 ani la Bacău. L-am întrebat într-o dimineață, am fost la spovezi, la liturghie și printre altele a venit și un deținut. Spovada este spovada, am terminat spovada, totul și în afara spovezii i-am spus, dacă veniți din penitenciar de la Bacău, merge preotul? Nu știam că merge preotul acolo. Deci, părinte, a venit de câteva ori. Ultima dată a fost acum 3 luni de zile. Și mi s-a părut o perioadă îndelungată. Îndelungată, adică n-a mai fost preot acolo și a spus el așa cu of, zice, erau singurile momente care ne mai înălțau sufletește, care ne ajutau. Sigur, era un deținut care, din moment ce a ieșit din penitenciar și a venit să se spovedească. Clar. Exact, exact. Și atunci știu că am ieșit de la acea celebrare, m-am dus la micul dejun, era și părintele decan. El mi-a spus să fac școala de șofer pentru că era nevoie de carnet în oraș să fugi la spital, să mergi la bolnavi. Și atunci, până la finalul meu, zic, părintele decan, am o rugăminte. Da, Petrică, spune, vrei să mergi la, vrei să continui cu școala de șofer la Roman? Nu, altceva. Ce anume? Păi aș vrea să mă ocup de penitenciarul din Bacău, dacă îmi dați voi. Și el râză, du-te, frate, și fac activitatea acolo. Zice, era datoria mea să trimit în fiecare săptămână câte un preot. Și m-au luat o mormântare, Sfinția s-a apucat și de 3 biserici acolo în Bacău. Da. Era foarte complicat, foarte multe probleme administrative. Și a spus, gata, te rog frumos, ocupă-te, mă bucur că poți, că vrei să faci această activitate, să mergi la penitenciar. Și atunci, în fiecare săptămână mergeam la penitenciarul din Bacău, care avea și, spuneam, o filială pe calea Bârladului. Și pentru mine era așa lucru extraordinar și abia așteptam aceste zile când mă duceam cu bucuria de a vorbi despre Hristos, cu bucuria de a suplini oarecum ceea ce le lipsea lor. Le duceam și medicamente pentru că era farmacia Caritas, le făceam și sărbători care erau în afara penitenciarului și acolo, așa în măsura în care era posibil, inclusiv Marța Grasă și am reușit să duc și formația Plaiarului Bistriței odată, foarte frumoase și mă bucur de părintele astăzi, Eduard Soare, paroc la Rădăuți, care pe vremea aceea era la școala de muzică și era feciorul dascălui, care cânta la orgă foarte bine și luam cu mine, mă însoțea. Și am făcut cu ei cânteci, am făcut înregistrări cu ei, foarte, foarte frumos. După felul în care povestiți, acele momente v-au adus multă fericire și împlinire. Vă văd după felul în care spuneți că simțeați că pentru asta sunteți de fapt preot și nu doar pentru a fi pe altar și a predica, ci și a trăi prin fapte ceea ce spuneți pe altar. Așa era? Exact. Și probabil această dorință de ani de zile, când și-a găsit împlinirea, într-adevăr a făcut minuni, pentru că îmi amintesc că era un club, singurul club care era atunci și se aduna cam 200 de deținuți. Și sigur că normal trebuia să vină cei care au de confesiune catolică. Niciodată n-am făcut, dacă veneau 2, 3 sau mai mulți, n-am întrebat și niciodată n-am vorbit decât despre Dumnezeu, despre Maica Domnului și n-am făcut discuții care să știu se discrimineze pe unii sau pe alții. Erau acolo și dar îi spuneam, vă rog frumos, cât suntem la celebrare, este celebrare. După discutăm. Aveți careva plăni personale, eu rămân la dispoziția voastră și lângă acest club erau 3 săli de clasă. Acolo mergeam într-o sală de clasă și care voiau să vină să discute personal, veneau și comandantul, Dumnezeu să-l fericească, eu știu că s-a îmbolnăvit, domnul colonel Ciurel a fost un om extraordinar de deschis și aprecia atât de mult prezența preotului, pentru că admira efectiv, spune
părinte, sunt 200, cum vă ascultă, cum vă, nu vă este frică să stați printre ei? Dar el a spus, dacă voi nu mă ascultați, eu vin pentru binele vostru, vreau să vă ajut cu tot ce pot. Știu că a fost în Italia într-o vară și acolo chiar la Lodi, în nordul Italiei, și am adunat bani pentru ca să facem deratizare și să facem un pic de igienizare în acel penitenciar. De 4 ore am făcut igienizare generală. Și tot medicamente am adus cu ajutorul farmacistului și medicul care făcea rețetele, aducea medicamente, adică încercam chiar binelor nu mai sufletesc și trupesc. Și atunci am spus, dacă voi nu mă ascultați, eu nu vă supăr pe voi și nici nu vă pedepsesc, eu nu mai vin. Și cu asta, deci era așa o înțelegere extraordinară și chiar era o bucurie de a fi prezent în mijlocul lor și comandantul chiar, eu i-am luat un interviu de la ziarul Deșteptarea și a spus, ce părere aveți de prezența preotului în penitenciar? Și el a spus, nu știu cum face părintele, am 28 de ani, zice, ascultă deținuții mai mult de el decât de mine. Și, într-adevăr, când intram acolo, erau gălăgii, pentru că ei se întâlneau din toate sectoarele. Erau care erau recidiviști, care la prima batere, care aveau o condamnare mai mare, mai mică. Clar că se discutau între ei. Și atunci, când intram, salutam, așa cum salut, lăuda să fie Iisus, tu toți, cor, ca niște copii, în vecii vecilor, amin. Și apoi, începea... liniște perfectă. Liniște desăvârșită în biserică, nu este liniște cum este, cum era atunci în penitenciar. Și cum să sunt, dacă l-am dus, l-am făcut, mergeam de Crăciun și de Paști cu tot cu Rudi în penitenciar. Și mi se părea prea mult de la Paști până la Crăciun și am zis, hai să înjumătățim perioada. Și am găsit luna august pe cine să pună ca model pentru ea, să punem o sărbătoare a hramului. Și l-am găsit pe Sfântul Augustin, care era în secolul 4-5 a 3, era și pentru catolici, și pentru ortodoși, un model. Și am zis, domnul comandant, dacă îmi permiteți, uitați, ar fi o ocazie potrivit, orice comunitate creștină are un patron, Sfântul Augustin ar putea să fie patron model pentru ei. Și l-a avut o viață mai rătăcită, s-a convertit și, bineînțeles, comandantul cu multă bucurie a acceptat. Dar, deci, activități frumoase care m-au ajutat și mărturii extraordinare, pe care după aceea venind la Iași, am continuat să merg și la aici pe Copou, în timp de 5 ani de zile, să fac activitate cu deținuții. Totuși, rămânând în zona Bacău, știu că în calitate de prefect la seminar, ați încercat să le insuflați și seminariștilor această grijă față de aproapele și aveați un proiect special și anume organizați așa doi câte doi ca să facă niște acte de caritate. În ce consta mai exact acest proiect și cum se derula? Da, faptul că eu am spus de activitatea caritativă plecând la seminar, eram tot în același oraș și știam un număr de 24 de bătrâni singuratici care chiar aveau lipsuri de și de a sta de vorbă cu cineva și chiar nu le ajungea nici pensia mică pe care o aveau și profitam de faptul că sâmbătă și duminica le veneau părinții multor seminariști în vizită și atunci rămânea mâncare la cantină. Și atunci mâncarea ce o așezam frumos în vase speciale și putea să le ducă la bolnavi. Mai mult aveam o doamnă din Liechtenstein care a facilitat ajutorul, știind de această activitate frumoasă, caritativă, un ajutor pentru bolnavi să cumpere medicamente. Cred că era $20 pe lună, dar era foarte mult pentru ei pe vremea aceea. Și atunci, prin acești seminariști, bătrânii aveau această posibilitate ca să stea de vorbă, să primească acest ajutor. La un moment dat am întrebat, care dintre voi vreți să mergeți în timpul vostru liber, era timp de plimbare, să vizitați. Eu vă spun că este ceva extraordinar, să asculți un bătrân, vă dați ce bucurie este a povesti viața lor, de a vă da sfaturi, ca niște bunicuții așa care povestesc nepoților și preoții de astăzi, care sunt mulți dintre ei, mi-amintesc așa cu bucurie de aceste zile extraordinare care au fost o adevărată formare pentru ei. Și chiar mi-amintesc de o bătrânică, Dumnezeu să o răsplătească, doamna Schmidt, a trăit până acum încoace, până aproape din 92 de ani. Eu cred că a trăit datorită seminariștilor, pentru că îmi spunea, părinte, după ce pleacă seminariștii, până joi, încă trăiesc acele cuvinte pe care noi le schimbăm, aceste învățături și este așa o atmosferă de sărbătoare la mine în casă, deși sunt singură. De joi mă pregătesc, vor veni seminariștii. Cu ce pot să-i servez? Deși era foarte săracă, pregătea ceva ca să le fac o bucurie. Ce subiecte să discut cu dânsii, să pregătea efectiv, citea.
și sigur că ei au fost și au simțit această bucurie de a vizita bolnave și sigur că asta le-au folosit cu siguranță și le folosește în activitatea lor preoțească. Preasfințite, pe final de emisiune, pentru că iată timpul se pare că s-a scurs mai mult decât repede, vreau să vă întreb legat de tema episcopală pe care o aveți. Este prezentă Sfânta Tereza a Pruncului Iisus și iată că și numirea pe care ați primit-o a venit tot într-o zi în care era vorba despre Sfânta Tereza. Ați fost paroh la Sfânta Tereza, nu știu dacă pur întâmplător s-au legat cumva, și acum în tema episcopală regăsim acest simbol. De ce Sfânta Tereza și care este semnificația prezenței acestei în viața episcopiei dumneavoastră? Da. Sfânta Tereza, exact după cum ați motivat foarte bine, da, a fost cea care m-a ajutat în cei 11 ani și 4 luni când am fost paroh la Sfânta Tereza și am simțit așa în mod real mijlocirea ei, că exact cum a promis că ea va petrece cerul făcând să cadă o ploaie de trandafiri, o ploaie de harul, de binefaceri. Și această ploaie am simțit-o nu numai eu, care de atâtea ori am fost sprijinit așa aproape în mod miraculos, pot să finalizez lucrările la biserică, să sfințez biserica, alte proiecte extraordinare, caritativi, lumea generoasă, receptivă la inițiativele care au fost, spun că sunt intervenția Sfintei Tereza și, sigur, ceea ce m-a motivat și mai mult a fost faptul că vestea numirii ca episcop a fost în 30 septembrie anul acesta, ziua când a murit Sfânta Tereza. Și a zis că nimic nu este întâmplător și mai mult, ea preocupată fiind care este locul ei în biserică, la un moment dat exclamă, vocația mea este iubirea. Eu vreau să fiu inima. Inima care bate în biserică. Și sigur că aceasta este o motivație suficientă ca Sfânta Tereza să mă ajute și pe mine să pot trăi iubirea în noua misiune pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o și mai ales să contez pe ploaie de trandafiri pe care cred cu toată convingerea că o va revărsa asupra mea. Pe lângă aceste haruri divine pe care le așteptați, pe lângă colaborarea pe care o veți avea cu preasfințitul Iosif, cu preoții diecezei, în mod cert e nevoie și de contribuția credincioșilor. Care este așteptarea dumneavoastră legat de credincioșii diecezei de Iași în ceea ce privește persoana excelenței voastre? Ce așteptați de la ei? Da, ceea ce aștept de la ei, deja am semne că aș fi venit. A fost această apropiere, am simțit foarte multe mesaje pe care, din momentul când s-a făcut public această știre că voi fi sfințit episcop, și-au exprimat bucuria, și-au exprimat susținerea prin rugăciuni, prin tot felul de sacrificii. Și am această convingere că ei mă vor susține mai departe cu rugăciunea lor, pentru că, într-adevăr, rugăciunea dă forță, rugăciunea dă puterii extraordinară, este atotputernicia omului și Dumnezeu, când vede că atâția se roagă, cu siguranță că sprijină cu harul său. Și atunci așteptarea mea este ca ei să mă susțină mai departe și o să pot să fiu pentru ei ceea ce trebuie să fiu, un adevărat păstor, care prin cuvinte și fapte să pot să fiu un adevărat semn al lui Hristos, care numai că a înviat, dar trăiește prin noi, este viu și lucrează. Pentru că suntem deja în perioada Adventului și ne pregătim pentru marea sărbătoare a Crăciunului. Care este mesajul excelenței voastre la început de Advent? Adventul în sine este un timp de post, dar un timp de post care ne îndeamnă la speranță. Speranța venirii lui Hristos. Dumnezeu iubește lumea, Dumnezeu nu ne părăsește, Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Și la această iubire a lui Dumnezeu noi nu putem să rămânem indiferenți. Noi trebuie să răspundem tot cu iubirea noastră. Noblesse oblige, spune francezul. Și atunci, sigur că fiecare putem găsi anumite fapte deosebite, anumite inițiative, hotărâri care să le luăm, să ne pregătim sufletește pentru această sărbătoare. Și lucrul cel mai important este, ajutați de aceste fapte de caritate, de fapt noi să ne deschidem porțile larg lui Hristos, pentru că este după mine așa un lucru extraordinar să ne închipuim, făcând un efort, trecând, mergând cu 2000 de ani în urmă, să vedem cum Hristos este născut într-un grajd. Grajdul este un loc respingător, un loc urât, mirositor, în afara cetății Betleemului. Și acel loc atât de disprețuit, atât de nedorit, devine un adevărat colț de paradis, în care coboară îngeri și cântă mărire în cerul lui Dumnezeu și pace oamenilor pe care el iubește.
atunci se chestie imagine atât de frumoasă a fiecărui Betlehem pe care noi putem să-l întruchipăm. Îi deschidem inima lui Hristos, noi oameni slabi, limitați, păcătoși, greșitori, și Hristos vine și ne transformă în adevărate temple ale lui Dumnezeu, care să aducem bucurie și speranță celor din jurul nostru, mai ales în aceste timpuri, când lumea are nevoie de o rază de speranță și de un pic de bucurie. Preasfințite, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și lansez deja ca peste un an să ne întâlnim din nou și să povestim cumva ca un soi de bilanț al primului an de episcopat. Cu mare bucurie! Vă mulțumesc! Dragi prieteni, așa cum a zis și Preasfințitul, faceți rai din ceea ce aveți. Fiți buni, fiți oameni care sunt oameni de bine și care lasă bine în jurul lor. Vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire. Vă doresc să rămâneți alături de noi. Interviul săptămânii la RCIS FM.